Comunicarea între președinția României și Ministerul Afacerilor Externe este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcan, a declarat că a aflat din presă despre nominalizarea viitorului director al SIE de către președintele Klaus Iohannis. Am relații cum am cu foarte multă lume, practic cu toată lumea din spectrul politic. Depinde de decizia dânsului, decizia coaliției, propunerea președintelui. Din punctul meu de vedere, este unul care are o anumită experiență. Dumneavoastră știați înainte ca președintele să anunțe oficial propunerea, pentru că a spus că a fost exclusă propunerea domniei sale, vreau să vă să desapoate? Nu, n-am știut nimic decât când am văzut propunerea în comunicatele de presă. Președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat săptămâna trecută pe deputatul PSD Gabriel Vlase pentru funcția de director al Serviciului de Informații Externe. Președintele a spus ulterior că nu s-a consultat cu liderii PSD pe marginea acestei propuneri și că alegerea a făcut-o după o analiză atentă. Cele două camere reunite ale Parlamentului vor avea ultimul cuvânt în numirea viitorului director al SIE.